Pericol depistat la timp. Pe piața cărnii din Botoșani au fost aduse numai puțin de 9 tone de carne de pui contaminată cu bacteria Listeria. Marfa a fost depozitată într-un depozit din Cătămărești, care ar aparține unui afacerist turc. Înainte să fie scoasă spre vânzare, din carne s-au luat probe în vederea efectuării unor analize, iar rezultatele au arătat că este contaminată cu Listeria. A fost confiscată și denaturată la unitate specializată de neutralizare 9307 kg carne pui preparat în valoare de 160.000 lei. Analizele au fost făcute chiar în laboratorul Direcției Sanitar Veterinare, iar probele au plecat pentru confirmarea bacteriei și la un alt laborator. Proprietarul depozitului nu a primit nicio sancțiune. O să aplici o sancțiune unui operator care respectă legea. În momentul, deci, nici o cantitate cât de mică din acel produs nu a ajuns să consumi. În momentul când a recepționat marfa pe programul de autocontrol și a efectuat această analiză tocmai pentru a ca pe piață să ajungă un produs salubru, sigur. Întreaga cantitate a fost distrusă, iar cel mai probabil proprietarul depozitului va încerca să-și recupereze prejudiciul de la firma de unde a achiziționat marfa. Bacteria Listeria se transmite la om prin produsele contaminate. Boala se manifestă asemenea unei gripe, prezentând simptome precum febră, dureri musculare, greață și vomă. Dacă bacteria reușește să pătrundă la nivelul sistemului nervos, simptomele pot fi mult mai severe.